veșnicie. Oricine poate să fie, cine e sfânt și curat și frâns în boteza, va fi preot apărat. Cine e sfânt și curat și cudus în boteza, va fi preot apărat. Numai haina acurată, smirea sa la nuntă poartă, și-o păstrează ca să fie venică de părăție, ca fie să fie. Și-o păstrează ca să fie venică de părăție, ca fie să fie. Cei care au avut talante, gândul sunt de-o parte, pot fi goși și desfârmați, și de Iisus întrebați, unde haina ce-ai purtat-o? Pot fi goși și desfârmați, și de Iisus întrebați, unde haina ce-ai purtat-o? La nunta din veșnicie, dragostea dintâi pierdută, dacă cere prigănit, ce va fi în ce primi, dar cu tine ce va fi? Dacă cere prigănit, ce va fi în ce primi, dar cu tine ce va fi? Haina s-o păstrez curată, să n-ai ură dușmănie și nici dur de mândrie, luptă de curata fire. Să n-ai ură dușmănie și nici dur de mândrie, luptă de curata fire. Fratele Jeamăn al lui David.
îl cheamă Elisei, un nume frumos, un nume din Biblie. Și să ajute Dumnezeu Elisei să fie ca Elisei din Biblie. Aleluia! Să aibă harul acesta ca să urmeze pe Elisei din Biblie, să fie un slujitor al lui Dumnezeu și om al lui Dumnezeu. Elisei, a venit momentul când tu trebuie să faci o declarație. Este un moment important din viața ta, care nu o să-l uiți niciodată. Este un moment important și pentru cei din familia ta, pentru părinții tăi, pentru familia Ilie, pentru părinții tăi. Tu acum trebuie să faci o declarație care vor auzi și martorii de aici, care sunt prezenți și martorii care nu sunt, care sunt nevăzuți. Te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus care a venit pe pământ să ia și păcatele tale și să te elibereze de robia păcatului? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt care te ajută să duci pocăința și să duci lupta pocăinței până la capăt? Da, cred. Pe bază mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin.